reacția asta, unul supra unul, suma asta să o vedem un pic. Unul supra unor doi, plus unul supra doi ori trei, plus unul supra trei ori patru, nu știu mai departe, plus cum tipul de unul supra 2011 ori 2012, faci. Să o calculăm întâi și până să vedem, poate aranjăm altfel, poate. Și după ce o aranjăm, până să vedem dacă nu cumva găsim noi o idee de lucru. Nu mai înseamnă cât celălalt, că era câte o singură fracție aici. Da, am mai făcut din astea. Adică, am mai făcut așa ceva. Cu mine a fost să am început. Mai făcut, da. Bănuiesc, am făcut, dar nu știu aici ce idee am avea eu. Știi? Am putut să scoatem pe doi în factor comunitate. Da. Adică doi la numitor, peste tot. Da. Unul pe doi. Sau unul pe doi din toate. Strică miniștiu. Nu degeaba aici. 2, 3 și 1. Cum să scriem pe 1 ăsta? 3 scăzut 2. Pe 1 de aici, cum se scrie? 4 minus 3, pe ultimul 2012 minus 1. Ia să ce. Deci vine 2 scăzut 1 supra 1 ori 2. Plus 3 minus 2 supra 3 minus 2 supra 2 ori 3. 2 ori 3. Plus 4 minus 3 supra 1. 4 minus 3 supra plus 1. Plus puncte, puncte, puncte. Plus 2012 minus 2011 supra 2011 ori 2012. 3 ori 4. 2011 ori 2012. Și da. Ei, putem să gândim aici două fracții? Pe rând. 2 supra 1 ori 2, minus 1 supra 1 ori 2. Da. Adică distribuim numitorul celor 2, da. Numărătorii. Deci închipuim că au fost două fracții, 2 supra 1 ori 2. Supra 2. Lăsăm așa 1 ori 2. Minus 1 supra 1 ori 2. Plus 3 supra 3 supra 2 ori 3. Plus, minus, minus 2. 2 supra 2 ori 3. 2 supra 2 ori 3. Plus 4 supra 3 ori 4. 3 ori 4. Minus 3 supra. Minus 3 supra 3 ori 4. Și așa mai departe, plus puncte, puncte. Plus 2012. 2012. Supra. Supra 2012. 11 ori 2012. 2011 ori 2012. Minus. 2011. Da, supra. Supra 2011 ori 2012. E valut. Ei, aici 2 cu 2 se simplifică. 1 cu 1 simplifică. Dar tot 1 pe 2, da. Mai departe. 3 cu 3 se simplifică. Așa. 2 cu 2 se simplifică. 4 cu 4, 3 cu 3. Și așa mai departe. Și o să rămână suma doar A. 1 ori 2 ori 3 ori 4. Cât rămâne din prima fracție dacă s-a simplificat așa? 1. Minus. A doua? 2. 1 pe 2. 1 pe 2. 1 pe 2. Plus? 1 pe 2. 1 pe 2. 1 pe 3. Minusul pe 3. Minusul pe 3. Da. Plus 1 pe 3. Da. Minus 1 pe 4. Da. Și se anulează între... Puncte, puncte. Plus? Plus 1 pe 2011, da. Minus 1 pe 2012. Așa. Și da. 1 pe 2 se simplifică cu 1 pe 2, 1 pe 3 cu 1 pe 3, 1 pe 4 cu 1 pe 4. Și ar fi venit mai departe. 1 pe 2011 minus. Deci, vezi, 1, ei cât sunt cu plus, sunt și cu minus. O rămas ăsta la început cu plus. Va rămâne cel la minus, minus. Și cu minus. Ăsta se va duce cu cine a fost în față. Și ce rămâne? 1 minus, minus 1 pe 2012. 1 minus 1 pe 2012. Atunci la aceeași numitor face cât aici? 2012 supra 2,
da, 2012 minus 1, 2011 spre 2012. Deci calculul tot a întregii sume a putut să fie făcut aici. L-am găsit. Și ce zice la exercițiu? Să arătăm că suma asta toată pe care am găsit-o e cuprinsă între alte două numere. Deci trebuia să arătăm că 1 pe 2 e mai mică decât rezultatul sumei, adică 2011 pe 2012, și că e mai mică decât 1. Ce părere ai? Da. E mai mare decât o doime? Da. Păi nu avem decât să amplificăm aici, da, cu cât cu 1006 și 2 egale, da, mai mari, clar. Asta de aici e mai mare decât asta. Și mai mică decât 1? Da. E și mai mică decât 1. În concluzie, ieșitul a fost foarte, da, ușor de făcut dacă am știut să calcul sumă. Deci calculul sumei și este a fost problema. Așadar nu seamănă unul cu altul. Da? Deci ieșitele la aprofundare sunt, și la performanță, sunt de un calibru diferit decât cele obișnuite. Dar părerea mea, totdeauna, ca tot să-ți intre în mână, este să faci toate ieșițele, nu numai cele care le indică profesorul, 7-8 ieșițe. Măturăm tot până să ajungem acolo. Că acelea sunt subtilități la care ajungi dacă știi toate lucrurile de bază. Da. Ne oprim aici. Zicem, la revedere. La revedere. Să nu uitați, dați like, share, vă abonați la profilul meu. La revedere. La revedere.